Ramona le povestea fetelor despre o fază pe care Alexandra ar fi povestit-o despre Ionela și zicea Ramona că Raluca a întrebat-o la bucătărie pe Ionela dacă ar fi dispusă să cunoască vreun băiat din casa Mireasa și că ea ar fi răspuns că băieții sunt inteligenți sunt maturi, drăguți, dar sunt într-o cunoaștere, ca și cum băieții buni sunt luați. Apoi a continuat tot Ionela spunând și așteptăm să vedem ce va fi. Fetele au interpretat ca și cum ea așteaptă să se despartă cineva anume și să poată ea interveni. Tess zicea și ea că a prins o fază când o dădea cu subînțeles către Ana Ionela și zicea că ea simte ceva pentru cineva și că sentimentul ar fi reciproc. Foarte interesant ce povesteau fetele, dar Ionela nu era de față să ne spună și punctul ei de vedere.